Suntem pregătiți pentru cei mai rău de acum încolo, dar în multe zone din țară nici astăzi n-a fost ușor. Ploile înghețate de până acum au lăsat în întuneric mii de oameni. Cablurile de electricitate au cedat sub greutatea gheții, iar crengile copacilor care s-au rupt au făcut prăpăd. 12 județe din întreaga țară au fost astăzi acoperite de polei. Gheața a dat peste cap traficul rutier și feroviar, dar a creat și mari probleme la alimentarea cu energie electrică. Sub greutatea gheții formate după ploaie, cablurile și chiar stâlpii de electricitate din mai multe localități din județ și chiar din orașul Buzău au cedat. Unul dintre ei s-a prăbușit peste o țeavă de gaze, iar o explozie putea mătura într-o clipă un întreg cartier. Gazele au fost oprite. Mai există pericol de incendiu, de explozii? Nu, acum nu. Curentul a fost oprit de electrica și gazele de asemenea. A avut noroc cu un băiat cu o mașină că a oprit la vreo 10 metri în față. Copacii înghețați s-au transformat și ei în capcane. A picat pomul ăsta pe mașină, ce să facem? Astea sunt timpurile, vremurile. Ore mașina dumneavoastră, a? Traficul a fost și el dat peste cap, fie că este vorba despre cel feroviar sau cel de pe șosele. În gări, cablurile de alimentare ale locomotivelor au înghețat peste noapte, iar fiecare locomotivă provoca arcuri electrice la contactul cu firele de curent. Nici principalele artere de circulație n-au scăpat de îngheț. Șoselele s-au transformat într-un uriaș patinoar. Pe drumul european 85, un șofer a fost la un pas de moarte. A pierdut controlul mașinii și a ajuns pe contrasens, unde a fost izbit de un tir. Nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil acoperit cu zăpadă. Venea alunecându-se înspre colegul meu drept în față. S-a lovit în față și l-a zvălit, după cum vedeți, în partea aceasta. La această oră, oamenii din peste 120 de localități buzoiene stau pe întuneric după ce cablurile electrice au cedat sub greutatea gheții. Alimentarea cu energie electrică a fost o adevărată problemă și în județul Mureș. E dezastru cu curentul. În ultima săptămână, în fiecare zi aproape, am avut curentul luat. În total, oamenii din peste 200 de localități din 16 județe vor petrece noaptea în întuneric și în frig. 37 de localități sunt complet izolate. Capitala a încremenit și ea.